La ce ne mai putem aștepta atunci când un împărat are biruință după biruință, o reputație internațională solidă, sprijin unanim în sânul comunității, iar Dumnezeu îl uimește cu bunătatea Sa. La ce ne-am mai putea aștepta? Oare ce s-ar mai putea întâmpla atunci când Dumnezeu e cu tine, îți elimină unul după altul adversarii, îți dă o dihnă de jur împrejur, în țară, în familie, toate lucrurile merg ca pe roate și ai absolut tot ce dori. Vă mă rog, aproape. Textul de astăzi ne arată că poți să faci în astfel de momente, niște prostii, după urma cărora să tragi ponoasele o viață întreagă. Poate cel mai cunoscut episod după lupta dintre David și Goliat, este. Episodul care ne stă în față astăzi, David, declinul. Fie că ești aici, fie că ești acasă, în fața unui ecran, ascultând cuvântul din această dimineață, poate nu ești de acord cu titlul ăsta, ți se pare mai potrivit căderea. Oricare titlul ai alege, păstrează-l, acceptă-l și lasă-l să te călăuzească mai departe în ceea ce ne stă înainte. Poate căderea surprinde mai mult dramatismul acestui moment, în timp ce declinul, amploarea și aspectele de lungă durată pe care le antrenează momentul de astăzi. S-ar putea să te contrarieze un pic titlul acesta, pentru că în capitolul 10 David este prezentat într-o lumină extrem de favorabilă bunătatea nedezmințită arătată casei lui Saul este extinsă față de un împărat străin care se dovedește până la urmă nevrednic de această bunătate. Deși în aparență cele două episoade, capitole 10 și 11, n-au nicio legătură unul cu celălalt, observăm că războiul cu amoniții, nu se încheie decât după ce este tranșată situația legată de păcatul lui David. Bunătatea lui David față de casa lui Saul și Nahash se află într-un contrast izbitor cu uciderea lui Urie. Ascensiunea apoteotică e urmată de un declin extrem de costisitor. Autorul își gândește până la urmă întreaga carte în jurul acestui moment pivotant. Cu alte cuvinte, atenția narrativă își gândește, atenția uh, își gândește la nivel structural și te invită să iei în calcul gravitatea problemei și amploarea decăderii lui David. După capitolul 10, nu mai observăm nici măcar o singură inițiativă notabilă în viața lui David. Dacă episodul trecut era marcat de toate inițiativele răsunătoare pe care el le are, în textul de față observăm că în urma păcatului el doar, în loc să acționeze, reacționează și suportă consecințele. Dezastrul îl copleșește pas cu pas. Și autorul își, rezerv, își rezervă tot restul cărții pentru a surprinde consecințele monstruoase ale greșelii de astăzi. Să fie oare o pură coincidență, faptul că apogeul Maxim, al carierei lui David, se identifică cu punctul în care debutează declinul în viața lui. Poate că cea mai grea piatră de încercare în viața unui om nu este eșecul, ci succesul. Atunci când am greșit, când am falimentat, orice om știe că s-a întâmplat și ai un mecanism de alertă care te invită să-ți reevaluezi lucrurile. Dar cine te pregătește? Pentru capcanele din spatele succesului. Apropo, tu cum faci față succesului, binecuvântărilor de care Dumnezeu îți face parte? Cum se poate ca un om care demonstrează atâta bunătate și compasiune să comită astfel de josnicii? Este zbaterea centrală, impresionantă, în care ne aruncă episodul de astăzi. Orice om, până la urmă, E capabil de fapte uimitoare de bunătate, dar și de fapte îngrozitoare, ce ne fac să încremenim. Oare ce se întâmplă atunci când bunătatea noastră este călcată în picioare, iar intențiile noastre sunt răstălmăcite în mod grosolan? Haideți să vedem primele patru versete din 2 Samuel 10. După aceea, Împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis, voi arăta bunăvoință, bunătate, exact același cuvânt care apare în capitolul 9. Loialitate lui Hanun, fiul lui Nahash, cum a arătat și tatălui față de mine. Și David a trimis pe slujitorii lui să-l consoleze pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, căpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului său Hanun. Hmm. Chiar crezi? Îți imaginezi că David îți trimite oameni să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea ca să o nimicească, îți trimite el slujitorii la tine. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba până la jumătate Asta era insulta maximă cu privire la masculinitatea cuiva și le-a tăiat hainele până la jumătate la coapse. Asta era rușinea uh, și umilința maximă la care puteai supune o anumită persoană. Gândiți-vă, nu era oricine. Era un corp diplomatic trimis dintr-o țară înspre altă țară într-un moment important în care se transmit condoleanțe la nivel oficial. Cum se poate ca o intenție curată și o dovadă absolut normală de omenie și compasiune să-ți fie întoarsă exact pe dos? Să cunoască, să spioneze și să nimicească țara. O relație cordială de ani de zile este pulberată într-o clipă de sminteală. V-ați gândit vreodată că și noi putem păți la fel? Iată o întrebare la care merită să zăbovim. Cum se poate, ca o intenție curată, de ce sau care să fie cauzele pentru care atribuim motive josnice celor din jur, celor de lângă noi? Primul răspuns pe care îl găsesc este suspiciunea. Am auzit pe mulți zâmbind atunci când cineva se pronunță într-o anumită situație, tratând cu superioritate, zicând, îi naiv săracul, nu știe ce spune. Poți greși printr-o percepție eronată în ce privește realitate, când nu accepti că oamenii pot avea și intenții greșite. Dar oare suspiciunea nu se face vinovat exact de același păcat, exact de aceeași greșeală? Un text care m-a ajutat să dobândesc o lumină neobișnuită în această privință face parte dintr-o scrisoare pe care Alexandru Paleologul, la un moment dat, o transmite unui amic și în care ne prezintă câteva aspecte absolut uimitoare cu privire la suspiciune. Citez: Ai o tendință de a atribui intențiuni joase mobiluri prea puțin onorabile, gesturilor altora. Poate greșite, poate nedrepte, poate excesive, dar nu neapărat infame. Cred că e la Dumneata o formă de naivitate întoarsă, răsturnată. O naivitate nu din prea multă, ci din prea puțină încredere în semeni. Poate ai fost marcat de experiențe triste care ți-au imprimat această pornire. Poate e firea dumitale prea bănuitoare. E păcat, păcat pentru dumneata, întrucât nu se poate să nu-ți întunece priveliștea vieții. Păcat tot pentru dumneata, căci te va face să ratezi multe și poate mari șanse ale inimii. Păcat în sfârșit tot pentru dumneata, căci o astfel de optică viciază până la urmă spiritul. Noi de ce formă de naivitate suferim? Din prea puțină sau din prea multă încredere în oameni? Să îți întunece orizontul vieții? Să te facă să ratezi șanse enorme ale inimii în această viață zbuciumată și până la urmă ceea ce mă copleșește e că o astfel de optică îți viciază inima, sufletul, starea ta interioară. Cea de-a doua cauză, teama. Dacă scormonim mai în adâncime, mai în profunzime, dincolo de suspiciune, cu siguranță găsim teama. Ați văzut și în mărturia pe care am avut-o în această dimineață: până la urmă, lumea actuală, pe glob, este împărțită în două. Îi sentimentul e teama legată de necunoscut. Faptul că nu știi dacă vaccinul face bine sau nu face bine. Și îi destul de greu să verifici, să ai toate dovezile științifice pe masă, în momentul de față. De asta, cred că un semn de normalitate. Și o atitudine absolut firească, îi să te gândești rațional și să nu te grăbești, în a-i judeca pe ceilalți, în a accepta că fiecare se află în acest proces. Însă observați cum teama escaladează lucrurile în viața noastră, în sufletele noastre, în felul în care percepem realitatea, cum de multe ori trăim sub imperiul fricii și, în cazul de față, rămânem absolut surprinși că în cazul lor le-a deturnat, le-a stricat calculele și percepția cu privire la realitate. Dacă citiți în capitolul 8, veți găsi toate biruințele lui David pe care le-a repurtat de jur împrejur, inclusiv împotriva lor și împotriva altora. Gândindu-te la textul acesta, efectiv gândești momentul acesta și zici, mă, o fi avut dreptate s-au gândit, ne-au venit rândul și nouă, David urmează să ne invadeze. Nimic mai departe de realitate. Observați ce spune textul, ceea ce mă surprinde dacă ați observat acest detaliu, în versetul 6, fiii lui Amon văzând că se făcuseră urâți lui David, au tocmit. Primii care scot sabia, care demarează acțiunile pentru atac și pentru confruntare, nu sunt evrei, ci sunt amuniții. Observați cum pleacă lucrurile de la suspiciune, teamă și poate cu a treia cauză pe care am putea o identifica sunt prejudecățile. O formă și mai periculoasă decât spaimele noastre sunt prejudecățile. Zac acolo, în inconștient, într-o formă reziduală, latentă și nebântuie viețile. Există acolo de când ne știm. De obicei le moștenim, ele ne asimilează pe noi, ele ne caută pe noi. Asemenea, aerului pe care îl tragem în piept încă din copilărie, nici măcar nu ne gândim de multe ori să le interogăm, să le supunem unei discuții oneste. Și așa sunt prejudecățile rasiale. Gândiți-vă la războaiele din secolul trecut, la problemele care există, relațiile interumane la prejudecățile religioase. Cât de periculos poate să fii să gândești într-un mod atât de radical, alb negru. Noi suntem cei mai buni, cei de afară, sunt toți păcătoși. De unde? Textul de față îți răstoarnă în mod subversiv toată masa cu lucrurile astea pe care le pui pe tavă. Și îți arată, îți spune franc în față o imagine neașteptată cu privire la un om uns, ales de Dumnezeu, numit om după inima lui Dumnezeu cum spune un comentator la un moment dat, toată fațada publică se face țândări și ai acces dintr-o dată în realitatea umană înspăimântătoare care există în noi. Ce priveliște cutremurătoare ne pune în față acest peisaj. Cât de important e să fim atenți la prejudecăți în această viață. Mai mult decât atât, în combinație cu emoții primare de teamă sau mânie, pot să dea un cocktail extraordinar. Ploziv, care să-ți blocheze centrii raționale ai gândirii, să nu mai judeci normal într-o anumită situație. E un subiect extrem de, de incitant și cred că merită să ne întrebăm oare care sunt anumite idei de agata pe care le-am moștenit și pe care ne este teamă, poate, să le supunem unei interogații oneste. A patra cauză, oamenii răi. Ce mai vrei? Scrie negru pe alb în versetul 3. Căpeteniile, consilierii. Rămân absolut îngrozit că oameni care erau plătiți, care aveau o reputație, care erau în fruntea țării, care trebuiau să demonstreze experiență, sunt cei care îl induc în eroare și care îl conduc într-o direcție greșită. Oare vă vine să credeți că anumiți consilieri sunt cei vinovați, responsabili de acest măcel între națiunile implicate? Probabil ați seisizat că sunt mai multe națiuni implicate în acest conflict. Chiar, cine sunt cei cu care ne consultăm atunci când avem de luat o decizie importantă? Sau cum arată oamenii în care avem cea mai mare încredere într-o problemă? Și cel de-al cincilea aspect sunt problemele nerezolvate. Întotdeauna, în trecut, există un bagaj toxic, nociv. Poate ați observat, la locul de muncă sau în alte situații, în relația dintre vecini, aspecte absolut banale care stârnesc unele re reacții care pe tine te șochează când privești din exterior. De ce? Pentru că sunt anumite lucruri care accesează, care declanșează astfel de reacții și astfel de stări. Oarecare sunt lucrurile care mă fac pe mine extrem de bănuitor. Suspiciunea, teama, prejudecățile, prietenii, oamenii sau problemele nerezolvate. Oare există vreun leac în fața acestei probleme cu care ne confruntăm? În primul rând, empatia pentru mine este cea mai umanizantă și vindecătoare atitudine pe care o putem cultiva. Să încerci la locul de muncă, în familie, în relația cu cei cu care te întâlnești la biserică, să-l înțelegi pe celălalt. Să cât de nerăbdători suntem în relațiile noastre, cum așteptăm ca alții să ne înțeleagă pe noi. Să te gândești la felul în care se simte altul într-o anumită relație, într-un anumit context. În al doilea rând, nu te pripi. Mi-aduc aminte când a fost la Alba Iulia un lucru pe care mi l-am impus fiind într-o comunitate nouă în care nu cunoșteam aproape pe nimeni și auz, vrând nevrând, tot felul de lucruri. Și mi-am impus să nu pun etichete. Să las ca timpul să-mi confirme sau să-mi infirme anumite lucruri. Să nu las ca vorba cuiva să fie un aspect ultimativ în percepția pe care o am cu privire la o anumită persoană. Observați cât de mult putem greși pentru că ne pripim în anumite situații. Apoi, comunicarea onestă, verifică-te. Bă, am luat o razna, spune -mi. Asta înseamnă să ai prieteni, oameni cu care stai de vorbă, să aibă curajul să se uite în ochii tăi și să spună greșești, n-ai dreptate aici. Mai mult decât atât, curajul, curajul de a face bine e un lucru extrem de important și vreau să fac legătura cu un aspect din viața lui David. Nu știu dacă ați remarcat, în al doilea episod, când are ocazie să se răzbune pe Saul, David are inițiativa să coboare în tabăra lui Saul și îl confruntă frumos într-un mod onest. Observați, de multe ori noi confundăm antrenamentul nerăzbunării printr-o atitudine defensivă, pasivă, nici vorbă. Este o atitudine proactivă în viață. Un exemplu fascinant tot din Vechiul Testament se găsește în 2 Împărați, capitolul 6. În vremea lui Elisei. Și împăratul Siriei este pur și simplu dat peste cap, fiindcă de fiecare dată când are o inițiativă, evreii știau unde să stea. Și la un moment dat le spune în Consiliu, nu vrea să-mi spună nimeni cine e de partea lui Israel. Și unul dintre consilieri spune: Împărate, niciunul. Însă ce spui aici în odeiță, profetul Elisei îi transmite împăratului. Și atunci trimit armata, oamenii de acolo, să-l prindă pe Elisei. Ghihazi, săracul, tot, tot, tot tremura și e o rugăciune de care cred că am avea nevoie din când în când. Elisei spune, Doamne, deschide ochii să vadă. Și rămâne uimit și spune, mai mulți îs cu noi decât cu ei. Dumnezeu îi lovește cu orbire, ajung în mijlocul cetății Samariei. Și împăratul lui Israel spune, îi spune lui Elisei, să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte. Și Elisei îi spune, obișnuiești tu să procedezi în felul ăsta? Dă-le să mănânce, hrănește-i și trimite-i către casă. Spune textul acolo că oastea Siriei n-a mai intrat să invadeze în viața, în perioada domniei acestui împărat teritoriul uh, israelian. Observi? Funcționează la nivel diplomatic, când sunt războaie, că sunt, când sunt probleme între oameni. Cum să nu funcționeze în relațiile noastre unii cu ceilalți? Curajul de a face bine, în ciuda unor neînțelegeri. Și nu în ultimul rând, încrederea în Dumnezeu. Cred că e aspectul care le generează, care le declanșează și îți dă puterea să le ține echilibru pe toate. O relație amicală în care ai investit ani de zile poate fi spulberată într-o clipială de prostia costisitoare a suspiciunii. Mercenarii plătiți, 20 de mii, 1000 plus 12.000, costurile enorme, pierderile inutile de vieți, războaiele repetate între aceste națiuni în zonă. Vă vine să credeți? Timpul irosit, un an, dacă nu doi, în care oamenii erau angrenați în războaie inutile care pleacă de unde? De unde, zice Iacov, pleacă problemele? între noi. 2 Samuel 11, acuia cu duminica trecută, nu bine am coborât de aici, cu cineva m-a interpelat. Cum se poate ca un om cu așa statură, la un așa apogeu, să experimenteze declinul în viața sa? Când citești textul acesta, ai senzația unui sandwich care începe războiul cu amuniții și se încheie. Astea sunt părțile exterioare, coperțile, într-un fel la cartea acestui episod care ne stă înainte. Și la mijloc e aspectul acesta intrigant și nu știi de ce nu te lasă să pleci mai departe. Cum se leagă cele două evenimente la oaltă? Mi-a fost foarte greu să accept imaginea declinului, pornind de la capitolul 10, pentru că gestul lui David este plin de o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și cum Îți poți explica această ticăloșie nemai auzită, revoltătoare. Episodul de azi reprezintă, așa cum am auzit, evenimentul pivotant care ne rezervă câteva intuiții absolut amețitoare. Nici unul dintre noi nu este imun nici în fața suspiciunii și nici în fața păcatului. Cât de mult conștientizezi tu aspectul acesta citind lucrurile acestea, auzind aspectele astea în dimineața asta? Poți să trăiești o sminteală și de la suspiciune, dar și de la poftă. Suntem în declin fie atunci când cădem pradă suspiciunii, fie când bunătatea ne face să uităm de răul care zace în noi. Cât de mult aș vrea ca oamenii, mai ales din lumea evanghelică, să audă lucrul acesta. Unii dintre noi avem impresia că toate lucrurile s-au schimbat la botez, nu spun că nu este așa, dar de multe ori avem impresia că ce urmează după sau greșelile cu care ne mai putem confrunta seamănă cu o înțepătură de țânțar, nu cu aspecte grave care ne pot costa în această viață. Exemplul lui David exact aici scormonește și ne dă peste cap toate premisele cu care ne apropiem de acest text. Viața noastră intră în picaj atunci când încep să fii ros de suspiciune și când smintea poftei îți întunecă judecata. Dacă Hanun ilustrează prețul uriaș al suspiciunii, David întruchipează perfidia poftei. Dacă Saul intră în declin printr-o dublă neascultare, David, David intră în declin printr-o dublă sfidare. Dacă Hanun demonstrează costurile uriașe ale fricii, David oglindește nebunia înfiorătoare a păcatului. Dar poate că mai e ceva. Merită să ne reamintim. Orice om, repet, e capabil. Atât de fapte de măreție, cât și de atrocități inimaginabile. Nu îmi pace gândul acesta că apogeul vieții lui David, ca împărat, coincide cu momentul declinului. Te invit să te gândești oare care sunt cele mai alunecoase, cele mai mari pericole în această viață. Nu acelea în care ai impresia că toate lucrurile îți merg bine, că nu sunt aspecte pe care să nu-ți le poți permite în această viață. Observați? Pericole care pândesc din umbră viețile noastre ale fiecăruia. Poate că cea mai mare problemă în viață nu eșecul, ci succesul. Surprinde această încleștare, nepotrivire dintre bunătatea din capitolul 10 și ticăloșia din capitolul 11. Dar în momentul de față, oare unde începe baiul? 2 Samuel 11, 1 la 2. În anul următor, pe vremea când porneau împărații, Ești pregătit pentru momentul acesta din ultimul verset al capitolului 10, unde zice, toți împărații Siriei. David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască de au căsăpit, traduce Septuaginta, țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă. Pur și simplu începe într-un mod atât de banal încât nu-ți vine să crezi. Plictisul, lipsa de ocupație, neglijarea responsabilităților și îndatoririlor ne fac vulnerabili în fața ispitei. Dacă citiți, aveți curiozitate, în capitolul 21, ajunge în această carte într-un moment în care viața lui David era în pericol pe câmpul de bătălie. Și oamenii din popor îi spun stop, să nu mai vii împreună cu noi că vei stinge lumina lui Israel. Ei, se pare că și-a făcut lecțiile, dar e un moment, observați, o clipă de neatenție, de nebunie, care poate să fie atât de costisitoare. Plictisul ne omoară de două ori. Un om care își neglijează responsabilitățile, plătește printr-o dublă dezonoare, pierderea demnității și a moralității. În timp ce David îl trimite pe Ioab să pustiască țara fiilor lui Amon, viața lui începe să fie căsăpită de plictiseală, lipsă de ocupație, dorințe nepotrivite, imoralitate, tăinuire, complicații Complicitate cu Ioab, viclenie, mușamalizare, ticălogie și negare. Recunosc că nu m-am așteptat să retrăiesc impactul acestui text prin forța devastatoare a nebuniei pe care o antrenează. Asemenea, unui bulgăre de zăpadă care pleacă de la, de la ceva mic și se rostogolește până la sfârșitul cărții. Asta e senzația, amploarea incontrolabilă pe care o iau lucrurile în urma acestui moment. Dacă cineva ți-ar vorbi despre realitatea păcatului, le-ai asculta așa uh, detașat și zice despre ce vorbește și ăsta. Însă când îți decupează o felie de viață, poftim, uită-te! Un exemplu, un extras din viața lui David. Uită-te la el! Și ia învățătură, ia aminte banalitatea neașteptată prin care se instalează clipa fatală, ferocitatea poftei, nu-ți mai pasă de nimeni și de nimic, inconștiența abuzivă, să nu-ți pese care un soț, să nu te intereseze că soțul ei e pe front ca să te apere pe tine. Să nu-ți pese că era unul dintre vitejii tăi, din trupele tale de elite în timp ce tu te culci cu nevasta lui. Să nu te mănânce rușinea de slujitorii pe care îi trimiți ca să ți-o aducă. Să premeditezi într-un mod atât de odios moartea unui soldat atât de demn. Să nu te gândești la rana pe care o vei aduce în sufletul Batșebei. Textul spune că a plâns când a auzit despre moartea soțului. Să nu-ți pese că mulți oameni vor plăti cu viața. De două ori se repetă în capitolul 11, în versetul 17 și 24, că unda de șoc a nelegiuirii tale se propagă până în țara vecină și culcă la pământ, vitej din ținutul tău. Normal că nu putea să le expună singur pe Urie. Trebuia să pară că a fost o încăierare absolut normală într-un conflict dintre două țări. Câtă ticăloșie la mijloc. Să nu te gândești că Ioab te va avea la mână o viață întreagă după acest moment. Observați, plictisul te omoară de două ori, însă păcatul îți ia mințile. Nu cred că am putea găsi o ilustrare mai dramatică a cuvintelor din Iacov, capitolul 1, de la 13 la 15. Nimeni când este ispitit în această viață să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras, sedus de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, observați următorul stadiu, concepția, Dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Pentru prima dată mi s-a întâmplat să mă gândesc că Iacov a obținut aceste etape ale lucrării dezastruoase ale păcatului, meditând la textul, la exemplul lui David, la viața lui zbuciumată, cutremurată de acest moment. De câte ori în viață nu încercăm să pasăm, să ne disculpăm față de alții față, în fața diavolului sau a lui Dumnezeu, aruncând, pasând responsabilitatea. Observați, contribuția decisivă a lui Iacov, a textului de față, este pentru că ne invită să fim oameni maturi și să ne asumăm responsabilitatea. Doamne, ce cale lungă îi până ajunge David în punctul acesta, vom vedea. Observați, poftă, seducție, concepție, făptuire și moarte. Exact cum se întâmplă în textul nostru. Reține această înlănțuire. Pe de altă parte, un alt exemplu, tot din Vechiul Testament. Iosif, în Geneza 39, în fața aceleași ispite. Care-i răspunsul lui? Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic. Și el nu este mai pe sus în această casă decât mine. Și nu mi-a oprit decât un singur lucru. Tu ești soția lui. Cum aș putea eu, să fac un rău, să-i fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Observați, până la urmă, conștientizarea nebuniei este de fapt soluția salvatoare în fața ispitei. Este remarcabilă această asociere. Dacă ai capacitatea să te gândești la faptul că păcatul lovește în Dumnezeu, promovează rău și pagubă în jurul nostru, îi rănește pe toți cei cu care avem de face și ne face rău sufletului nostru. Cred că încep să dobândești mintea sănătoasă în fața pericolelor cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Și tot în punctul acesta intră în scenă acest urie care de ani de zile a început să mă, să mă bântuie. După cum îl numea cineva prin exemplaritatea inefabilă, inexprimabilă. ce spune David când aude că nu s-a dus acasă? Nu viitoare din călătorie? De ce n-ai mers acasă? Urii a răspuns lui David. Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu soția mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Imaginea unui David în autoritate, care își trimite sol, care are putere, care dă impresia că este în control mai puțin viața interioară și acest om care pierde, care moare pentru credincioșia lui față de rege înaintea lui Dumnezeu. Asta îl duce la propria moarte. Refuzul lui de a se duce acasă câtă onoare, câtă demnitate. Un comentator spunea într-un mod remarcabil: un urie biat are mai mult caracter, demnitate, decât un David, decât un rege treaz. Un străin, așa apare de șapte ori în textele noastre din 11 și 12, care făcea parte din popoarele date spre nimicire, are mai multă demnitate decât un rege după inima lui Dumnezeu, ales de însuși Dumnezeu. Petru Creția, vorbind despre cei fără de nume, anonim, care țin lumea asta la oaltă, spune atât de frumos. Atât de mult îmi place lucrul ăsta, fiindcă e o speranță cu privire la toți aceia care trăiesc în cinste, în demnitate, fără ca lucrul acesta să fie văzut, remarcat neapărat de cineva. Citez. Viețile oamenilor obscuri, Numele celor fără de nume, de la un capăt la altul al vremii. Numele celor nevădiți și uitați și de nicio seamă, care au purtat lumea, sarea pământului, sămânța și roada ascunsa lui. Numele celor care, din sinele lor și de-a lungul neîncetatei pătimiri, observați care-i prețul cinstei a onoarei, au păstrat sensul august al umanului. Declinul nostru survine fie atunci când cădem pradă suspiciunii, fie atunci când disprețuim cuvântul Domnului. Dacă David demonstrează nebunia poftei, abuzului, acoperirii, ticăloșiei și împietririi, Hanun ilustrează costurile prostiei, urie, cinstea nebănuită a celor nevădiți. Natan, despre care vom vedea în continuare, arta confruntării inteligente și David, consecințele monstruoase ale păcatului. Așa intrăm în capitolul 12, însă nu putem face fără ultimele cuvinte care ating un apex greu de imaginat. Se încheie cu negarea și anestezierea revoltătoare din partea lui David și verdictul lui Dumnezeu. David a zis solului, iată ce să-i spui lui Ioab, nu te munci. O să vedeți cum jelește moartea lui Absalom. Nu te munci pentru... Pentru ce? Pentru întâmplarea asta? Sabia doboară de la sine când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere, de dărâmă și tu îmbărbătează-l. Soția lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui, ea a fost soție și s-a născut un fiu. Și ultima propoziție din capitolul 11 ne arată adevărata însemnătate a punctului spre care trecem. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Singura dată când apare cuvântul Dumnezeu în capitolul 11. Cu alte cuvinte, orice faptă este expusă evaluării divine. Asta e ceea ce contează până la urmă în această viață în care Dumnezeu ne cheamă. Tensiunea este de -a dreptul insuportabilă. Ce fi spus Bacebe despre moartea soțului ei? Cum a reacționat Baceba în inima ei când a aflat? Întâmplare sau premeditare? Sabia doboară când pe unul, când pe altul? Ai lovit cu sabia, îi spune Dumnezeu. Și mai mult decât asta, sabia nu se va depărta niciodată din casa ta. De cinci ori în capitolul 11 apare cuvântul a murit. Hurie a murit. Urie hetitul a murit. Dumnezeu îi spune, l-ai ucis. Să nu fie urât în ochii tăi, traduce Septuaginta, dar fapta pe care o făcuse David s-a vădit vicleană în ochii Domnului. Aici intră în scenă Nathan, pe care îl vom găsi în monarhia în trei postaze. La instaurarea legământului veșnic, pe care Dumnezeu îl face cu David, sabia veșnică, în textul de față, și succesiunea în care urcă Solomon pe tron. Oare ce înseamnă să fii un Nathan pentru cineva? De ce nu s-a dus pur și simplu la el să-i spună ești un desfrânat și ești un criminal? Cu siguranță că puteau fi repercursiuni în urma acestei abordări, însă cred că în spate există un principiu dumnezeesc. Orice confruntare ar trebui să urmărească remediul, vindecarea, restabilirea, însănătoșirea. Și David îl primește pe Natan cum probabil a venit de multe ori. Și printre altele, în discuția lor, îi spune, hai să-ți prezint o speță, un caz pe care l-am auzit din popor. Un om foarte, foarte bogat, avea un vecin care era foarte sărac. Și omul ăsta, bogat, primește un călător, un prieten, probabil. Îi vine acasă. Omul ăsta avea cirezi, avea turme, avea tot ce-i trebuia. Însă nu s-a îndurat, ci a luat această mielușă. Din ograda vecinului. Ce face Nathan cu David? Îl îndepărtează de experiența lui din trecut, îi face parte de o experiență detașată, îi testează capacitatea de empatie cu cel sărac, îi pune la încercare dreapta judecată, îl invită să stea pe scaunul de judecător, cum se spune că făcea dreptate și judecată în Israel, îi stârnește indignarea sfântă și îl pregătește pentru forța devastatoare a cuvântului a lua sau a abuza. după care îl privește în ochi și spune, tu ești omul acesta. Atunci când ne simțim încolțiți, toate mecanismele noastre de apărare intră în alertă. E nevoie de detașare și surpriză ca să putem conștientiza. Aduceți-vă aminte de ultimul conflict pe care l-ați avut cu cineva. La nervi, la supărare. Poți să discuți logic, celălalt are capacitatea să-și conștientizeze greșelile într-o astfel de tensiune? Observați arta detașării și a conștientizării dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Este absolut remarcabil. Ce înțelepciune stă în această carte, în astfel de oameni pe care Dumnezeu ne-i trimite. Oare avem noi înțelepciunea asta? Mă gândesc de multe ori cu câtă ușurință și irresponsabilitate ne apropiem să tratăm problemele din viața altora. Continuarea este imposibil de îndurat pentru mine. Așa vorbește Domnul. În original este un accent pe acest cuvânt legat de Dumnezeu, eu. Eu te-am uns împărat peste Israel și eu te-am scăpat din mâna lui Saul. Eu te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Eu am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău. Și eu ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Domnului? Observați legătura dintre a lua în mod abuziv ceea ce nu ți aparține, și bunătatea, bunătățile cu care Dumnezeu te copleșește. Incredibil, pierderea gratitudinii merge de multe ori mână în mână cu pierderea responsabilității morale. Când uiți ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu, îți vine foarte ușor să abuzezi și să-ți bați joc de ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Dumnezeu îi spune că a început să devină un Saul, dacă nu un abimelec. Saul intră în declin printr-o dublă neascultare, David printr-o dublă sfidare. Abimelec, primul autointitulat intitulat rege al, din Israel, din judecător capitolul 9, observați că se face trimitere la momentul acesta, deși pare o conversație ne în narațiune, are un efect important, și anume, acest faimos, autointitulat rege prin măcelul tuturor fraților, cu excepția unuia singur, care piere, cărei se trage nenorocirea din mâna unei femei. Exact cum i se întâmplă și lui David în situația de față. Așa vrei să ajungi? Îl întreabă Dumnezeu. Nimeni pare să fie adevărul care răzbate în miezul acestei cărți, doi Samuel, nu-i poate conduce pe alții dacă nu stă sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu poți să fii rege, nu poți împărăți în mijlocul semenilor dacă nu alegi să asculți de ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că în finalul capitolului să fim pur și simplu dați peste cap, năuciți de consecințele monstruoase ale păcatului. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta moartea unui copil născut de curând, ce vină avea? Vinovăția și trauma pe care au trebuit să o gestioneze? Dacă o mamă a pierdut o sarcină, un copil care nu a apucat să se nască, are nevoie de luni de vindecare, dar când lucrurile astea se complică prin vinovăție, prin complicitate, prin ceea ce îți spune Dumnezeu, că el, copilul care ți se naște, moare din cauza ta și din cauza păcatului, cei patru miei sau copii care trebuie să-i dea rând pe rând, nou născut, Amnon, primul născut din casa lui David la Hebron, Absalom și Adonia, pierderea de vieți nevinovată pe front, rușinea în fața subalternilor după lucrurile astea, pierderea credibilității morale în familie. Observați, dacă David își permite să se atingă de nevasta altuia, săptămâna viitoare vom vedea cum Amnon își permite să se atingă de sora sa. Destabilizarea socială care are loc în lui Absalom, umilința pe care o trăiește în fața națiunii după lucrurile astea și disensiunile cu care rămâne împărăția în final. Îți vine să crezi că tot restul cărții ne relatează cu lux de amănunte declinul unui om după inima lui Dumnezeu. Forța acestei cărți este devastatoare, te rupe bucată cu bucată și îți arată. În capitolul 13, în 15, după aceea, după aceea, îți arată ce s-a întâmplat în casa, în viața lui David. Iată adevărul care ar trebui să ne dea un pic de speranță. Dacă am vedea unde duc acțiunile noastre, am avea putere să spunem nu, să ne oprim. Nu putem încheia fără să răspundem la o întrebare enervant de practică. Ce mecanisme de avertizare și protecție ne putem clădi în fața ispitei sau poftei? Primul rând, plecăm de unde a început baiul. Nu-ți neglija responsabilitățile. Doi, nu subestima puterea răului. Doamne, cât aș vrea să auzim fie cei de acasă, fie cei care suntem aici, adevărul acesta și valoarea lui. 3. Nu disprețui cuvântul Domnului. 4. Antrenează-te în arta recunoștinței. Fii, învață să fii mulțumitor. 5. Înconjoară-te cu oameni care trăiesc în realitate și care te citesc bine. Care au curajul să spună când văd la tine o problemă. Câtă nevoie avem de această legătură profundă? Observ un alt aspect aici. Era un om, David, într-o poziție foarte înaltă. Câți prieteni avea? Câți oameni apropiați avea? Și întotdeauna distanțarea asta, lipsa de conexiune profundă, te lasă vulnerabil, expus în fața problemelor și ispitelor. Fă un legământ cu ochii tăi. Este cel de-al șaselea sfat. Și nu în ultimul rând, gândește-te la consecințe conștientizează ce se poate întâmpla. Exact cum a făcut Iosif în exemplu pe care l-a dat. Iată adevărul care ne adună la oaltă, ne împachetează aceste capitole care ne stau înainte. Pustirea vine în viața noastră, fie atunci când ne îndoim de binele din ceilalți, fie atunci când uităm de răul care zace în noi. Pare o experiență imposibilă. Episodul 12 din seria Monarhia așterne în fața ochilor noștri o lecție teribilă despre ce înseamnă să nu trăiești în realitate. Două exemple de împărați, Hanun și David, care cad rând pe rând pradă câte unei erori fatale. Suspiciune și poftă. Atât păcatul, cât și suspiciunea produc o breșă, o fisură, fractură majoră în structura realității. Observ, ce înseamnă să fii sfânt, să trăiești în realitate. Și cele două exemple de oameni care ne învață cum să facem urie, ce înseamnă să trăiești cinstit în realitate. Și Natan, cum ajuți pe cineva să reintre, să revină în realitate. Foarte interesant cum se încheie episodul de azi. Capitolul 12 de la 26 la 30. Ioab, care împresura raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis o lui David să-i spună Am început lupta împotriva rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărește împotriva cetății și ia-o ca să nu iau și să vină asupra mea cinstea. E un cuvânt care te alertează. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba, a bătut-o și a luat-o, a luat cu una de pe capul împăratului care cântărea un talan de aur și era împodobită cu pietre scumpe. A pus-o pe capul lui David care a luat o foarte mare pradă din cetate. Ce valoare poate să aibă aceste detalii atunci când noi am citit ce am citit și am auzit despre viața lui David? Onoarea, cinstea, era una cam șifonată pentru David după episodul acesta, în timp ce demnitatea lui Urie strălucește peste viacuri. Cinstea se află într-o relație de esență cu adevărul și dreptatea, spunea cineva. Iată ce învăț eu gândindu-mă, lăsându-mă urmărit de exemplu lui Urie. Un om cinstit trăiește în realitate, indiferent de circumstanțe sau consecințe. Conviețuirea în realitate ne rezervă surprize, că oamenii s-ar putea să mai aibă și intenții bune, în timp ce noi am putea cădea pradă tentațiilor rele. Care să fie pericolul pe care l-am identificat azi? Suspiciunea sau pofta? Naivitatea întoarsă? sau inconștientă? Încrederea prea mică în alții sau prea mare în noi? David a trimis pe Ioab, așa începe capitolul 11, cu slujitorii lui și cu tot Israelul să pustiască țara fiilor lui Amon. Și iată cum se încheie capitolul 12. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății, a bătut-o, a luat-o, a scos pe locuitor și a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și a pus în cuptoare de cărămiz. Așa a făcut tuturor cetăților filor lui Amon. Hmm. Unde poate duce suspiciunea? Dar ironia dislocantă e că în timp ce țara fiilor lui Amon era pustită de pe urma suspiciunii, David acasă, în palat, în liniște, în tihnă, îi pusti de poftă. Ce zici de lucrul ăsta? Că săpit de suspiciune sau poftă este cuiul pe care ni-l bate textul din această dimineață cât de păcătoasă poate fi suspiciunea și cât de perfidă se poate dovedi pofta. Pot să te întreb ceva. Tu cum faci față acestor lucruri? Cum te descurci cu ele? Din exterior, suspiciunea apare atât de inofensivă. Când îi vizualizezi însă efectele sau când îi simți complicațiile, te Îngrozești. De atâta e nevoie, în cazul suspiciunii, dar și al poftei, de o clipă de neveghere. Cu câtă ușurință ne putem pierde simțul realității. Nimeni nu-i poate conduce pe alții dacă nu stă sub autoritatea celui de sus. Și cel care nu își poate controla viața interioară devine un promotor al morții în jurul lui. Și cât de a nevoia să, Doamne, îi calea asta în viață până să ajungi, ca în Psalmul 51 cu 14, să spui, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Ei, am avut de multe ori, am crezut, am avut părerea că problema păcatului se rezolvă ușor. Iată complicațiile și soluțiile.